Grajdurile lui Augeas. Scenariu radiofonic de Emil Lungeanu. Cucu! Ora 7! Știri de dimineții! Noi cum la muzică bună, bună e vremea să punem de un grupaj informativ aici, la Blitz Pro Info Neo Ameteo. Prevederile de acest gen sunt binevenite, deoarece contribuie la scăderea rapidă a criminalității. Haide, deșteptarea, că pierdeți înviorarea și pleacă cigară, Radio Jornalul, cucu! La Blitz Pro Info Neo Ameteo. Astăzi, că deschide primul salon internațional de cărți. Ora 7! După publicitate! Dar ce-i balamucul ăsta? Nu e balamuc, e sanatoriu de 5 stele. Ce seringă urâtă. Cine-i nebunul care a dat drumul la stația de amplificare? Păpâșică, doctorul Pubele i-a dat drumul pentru că este ședința de radioterapie de la ora 7. Bagă-te frumos la loc în pat, hai! Hai să-ți fac injecția, hai, fundul sus, acuși trece vizita mare. Atențiune, atențiune, veniți linia 3, trece în mare viteză un expres plin de doctori. Ia, auzi, ia, lasă teatru, hai, fundul sus, sus, doctor docenți. Bagă de seamă, azi o să vină la vizită însuși domnul profesor doctor docent Tobogancia. Nu mă nebuni, însuși prodârdocul. Dar, fal, dar de ce nu m-ai prevenit mai devreme? Dacă știam, împrumutam și eu o cravată. Nu ține, păpușii. Ultima oară când ai purtat o cravată, ai încercat să spânzuri cu ea pe cineva. Nu era cineva, era un nimeni care se credea cineva. În țara asta toți nimenii se cred cineva. Și nu sunt păpușă. M-auzi? Eu sunt dramaturgul Geo Cataristea. Dar cine te crezi dumneata să te tragi de șireturi cu mine? Zeu, ai zeu, zeu, fie-ți milă, soră. Fă-ți pomană. Adu-mi hainele de la vestiar. Numai pentru vizita asta. Te rog, frumos. Dar ce-s nebună. Adică să-ți dau hainele și pe urmă să fugi. Nu fug. Nu, 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 nu fug, surioare. Îți jur pe Hercule. Dar cum să apară în halul ăsta în fața prodârdocului? O să mă creadă nebun? Invers, înțolit la patru, a ce o să te creadă nebun? Ba deloc, haina face pe om. Auzi, așa zicea și omul meu, croitorul, până să-l prind cu una îmbrăcat în costumul lui Adam. Hai, întoarce-te pe burtă să te înțep. Așadar, nu vrei să mă îmbrac decent? Vreau să te dezbraci indecent. Păi poftim, na! Na, na, servește-te, oașcă perversă! Și șnapan de dramaturg! Gata, păpușe, așa mai merge! Ține apăsat tamponul pe fund, așa, să nu care cumva să faci picioare până atunci. Domnul profesor nu admite ca bolnavii să circule brambura prin sanatoriu. Bine. Vrea ordine și disciplină. Fiecare la locul lui de parcare conform repartizării. La parcare, da. Numai afară, în oraș, face ce vrea orice dement. În oraș sunt demenți. Aici,
E o lege pentru toți. Toți au o lege în cap. Doar suntem un sanatoriu model. Trebuie să fim un exemplu pentru întreaga lume. Absolut. Noapte bună, părinte. Umbrea de spectacol, opera. Țineți minte. Nu mai riști niciodată să fiți răcuite în cap de la balconul. Temperatura va fi maxim de 36 de grade. Precipitațiile fiind excluse, cu excepția zonelor montane. Nu e suficient pentru a dreapte bucuria de a fi spectator. Îți fericit câinele cumpărintei noua jucărie pe Polwander. Chemotoace. Dai bani, dar știi că face. Noapte bună. Țineți minte, copii. Sora! Sora! Bună dimineața, domnule dramaturg! Bună dimineața, doctore Pubella! Dragul meu, ce piesă jucăm azi? Eu aș zice să jucăm bolnavul închipuit? Bravo, bravo, iată ceva pe gustul nostru, domnule Molière. Noi, spectatorii de aici, știm să apreciem umorul comediilor cu bolnavi. Vai, vouă care râdeți, căci veți plânge. Da, adică vom râde cu lacrimi, vrei să spui, nu? La a patra reprezentație cu bolnavul închipuit s-a plâns. Nu zău. Dramaturgul a murit jucându-l chiar pe Argan. Paradoxal, dar de ce? De plămâni. Așadar, pretinsul bolnav era jucat chiar de un bolnav adevărat. Nu e culmea. Și tu pe care din ei îl joci azi? Pe Argan sau pe Molière? Eu? Eu îl joc pe Geocataristea. Aha, aha. Dar tu care îl joci pe el, cine ești? Nu știu. Păi cum așa, chiar nu știi? Nimeni nu știe. M-au găsit aruncat la gunoi imediat după naștere. La gunoi? La gunoi. La gunoi, deci, da? Dar cine ți-a povestit asta? Am citit. Procesul verbal încheiat atunci. Și cine te-a găsit? Gunoierii? Ce să-i faci? Așa e în teatru. Rolul pruncului găsit de fata faraonului fusese deja dat altuia. Dar nu e nicio tragedie, domnul doctor, nu. Rolurile mici! Rolurile mici trebuie și ele jucate de cineva. Nu, da, e doar o chestie de acomodare. Sigur că da. Dar cu sanatoriul nostru te-ai acomodat? Da. Domnule doctor, tocmai voiam să vă spun dacă îmi permiteți, știți, dar numai dacă aveți puțin timp și dacă eu aș dori să, știți, dar să nu vă supăr, pentru că nu mă pot obișnui cu difuzoarele astea ale stației de amplificare. Cu radioterapia, adică. Dacă aș avea ce asculta, mai înțeleg. Dar urechile mele nu-s coșuri de gunoi. Dragul meu! Este cel mai modern tratament prescris pentru boala voastră a dramaturgilor. Da, nu știu. Teatrul este ceva, cum să vă spun, ca o malformație, un fel de tumoare a gândirii. Da. Înțelegi? Ea este vindecabilă prin iradiere cu emisiuni de înaltă frecvență, radiodifuzate, vreau să zic. De la tumoarea asta la cap se trag toate necazurile. Mm-hmm. Încep să te comporți anormal, să dramatizezi din orice. Nu e cazul să te sperii, te scăpăm noi de ea. Trebuie doar să ai răbdare și să cooperezi. Nu, știu că acum ți-e greu la început să te adaptezi la cotidian după ce ai trăit atâta vreme în izolare și scris singur cu personajele și vedeniile tale. Te-ai închis în acest univers imaginar ca într-o scoică. Da, și ai pierdut contactul cu oceanul de afară. Gata! Trebuie spartă cochilia! Da?
conectare la realitatea înconjurătoare. Așa cum te-ai conectat la internet. Voilà, sigur că da. Transmisiunile astea radio vor fi legătura ta cu turnul de control al realității. Într-un cuvânt, salvarea ta. Adică niște transfuzii de sânge proaspăt, prin urmare. Mă iertați, asta nu mai știu. Eu nu sunt hematolog, sunt psihiatru. Domnule doctor, și după ce mă conectez, o să pot pleca de aici? Firește, dragul meu, firește. Nu ne putem permite luxul de a te ține degeaba. Locurile de cazare sunt limitate și o grămadă de alți artiști așteaptă la rând, bătându-se pe ele. Domnule profesor docent, bună ziua! Bună ziua, bună ziua, bună ziua. De cât timp stă aici bolnavul? Domnule profesor, este un pacient nou. A fost internat abia vineri. Mă iertați. Da. Urgență nosologică, episod maniacal, heteroagresiune. Aha. Antecedente clinice? Negativ. Bolnavul este la prima lui piesă. Prima internare. Domnule profesor, țin să vă asigur că ținuta mea neprotocolară nu înseamnă cumva vreo lipsă de respect față de vizita cu care mă onorați. Împrejurări mai presus de voința mea m-au împiedicat să vă primesc îmbrăcat așa cum se cuvine. Aha, aha. Da. Și cum se cuvine? Adică pe măsura unei personalități de talia dumneavoastră. Talia și ținuta nu contează. Aici este casă de sănătate, nu casă de mode. Doctore Puvelea. Da, domnule profesor? Vreau să văd dosarul dumnealui mâine, după raportul de gardă, da? Am înțeles, domnule profesor. Măi! Măi, rezolvați cu balamalele astea! A fost o cinste să vă cunosc personal, domnule profesor. O cinste să vă cunosc personal, domnule profesor. Dar până una alta să vedem care au fost cele mai matinale dedicații muzicale primite între timp. Pentru Bebe Leopardu de la șmecherul de peste drum. Pentru Viviana din partea lui Johnny de la etajul 9. Pentru motoriștii de la forțile iadului cu mesajul bați de la spargerea de la noapte, băieți. Pentru Lică cocaină cu urarea la mulți ani libertate. De la Nino Pușcărie pentru mama lui cu ocazia celei de-a 10-a eliberări condiționate. Pentru Mimi, pentru Puiu, pentru Janina, pentru Piulița și pentru toți cei de la Radio Amedeo din partea fanului nostru. Bari cataramă cu mesajul, eu vă ador, țineți-o tot așa, bă, sunteți cei mai buni! Tuturor celor amintiți, așadar, precum și tuturor ascultătorilor fidezi ai postului Amedeo FM, le dedicăm acum ultimul single al lui DJ Fame. Invitându-vă totodată la o nouă ediție a concursului emisiunii noastre Mari Muzicieni. Cele trei întrebări de astăzi la care trebuie să răspundeți sunt următoarele. A 1. Câte milioane de discuri a vândut anul trecut DJ Fame? A 2. Care este marca de acordeon favorită a lui DJ Fame? A 3. Ce electromanele a compus gigastarul de-a lungul carierei sale artistice? A dracului de ogoare. Și secetă, secetă, secetă mare. Îți vine să nebunești. Așa e, domnule profesor. Buzie ventilatorul ăsta zi și noapte și tot degeaba. Noroc cu Coca. Poftim? Cu Coca-Cola, că altfel știți cum e. Dar poate că totuși clima se va echilibra, domnule profesor. Nu, clima este de vină, doctore. Defrișările! Ia uzi ce scriu ăștia în ziar la fiecare 3 ani! 3 ani se taie păduri cât? Suprafața Franței! Domnule profesor! Domnule profesor!
Domnule profesor, dar Papa Paul al VI-lea zicea să credem totuși în ONU care ne va salva. Da? Mă scuzați că am îndrăznit, vă rog, dar a sosit domnul Scupili de la teatru. Da, poftește-l să vă. Da. Cu soluția de cofeină și glucide, ce se aude? Tot n-a atins încă temperatura de fierbere? Oh, am și turnat-o în cești, domn profesor doctor docent. Da. Îndată, domn profesor doctor. Bine. Amurale, să vă salut! Cu respect, domnul profesor doctor Topoganza. Docent. Docent, iertați-mă. Maestru... Scupidi, presupun. Exact, Scupidi, în carne și oase. Da, secretar literar al teatrului, da. Histrion. Da, bun, poftim, luați loc. Da, simțiți-vă bine. Mulțumesc, poți să stai. Dânsul este doctorul Pubelea. Îmi pare bine, domnul Pubelea. Cu care de câteva zile încoace deja aveți ceva în comun. Cazul... Catariste. Așa e, da, așa e. Din păcate... Așa este. Am aflat și eu, desigur, șocat, profund șocat despre soarta actuală a bietului meu confrate. Ce nenorocire! Doctorul Pubelea, în calitatea dumnealui de medic șef al secției dramaturgie a sanatoriului, îl are de acum în grija sa directă pe catarista. Domnul catarista, Gio, înțeleg, da. Domnule Scupidi, motivul pentru care v-am invitat la o scurtă întrevedere a fost nevoia de documentare mai temeinică a acestui caz plin de lacune. Da. Cu speranța că dumneavoastră ne-ați putea da o mână de ajutor. Domnilor, puteți conta pe mine. Pentru sărmanul nostru, Geo, aș fi încântat să vă pot fi de folos. Desigur. Poftiți cafeluțele, domnule. Profesor, doctor, docență. Bine. Mulțumesc. Mersi. Mersi. Bine, mersi. Fiindcă vedeți dumneavoastră, maestre, o terapie adecvată presupune și stabilirea unui istoric al îmbolnăvirii sau, cum o numim noi medicii, anamneza. Anamneza, da. Nu dispunem de informații de ordin familial despre trecutul pacientului, care nu are rude cunoscute, drept care, iată-ne făcând apel la experiența colaborării avute cu el de profesioniști ai teatrului, precum dumneavoastră. Domnilor, ați găsit omul potrivit. Domnule profesor, contați pe mine. Nimeni nu-l cunoaște mai bine ca mine, pe Geo. În primii 2-3 ani a negociat cu mine personal punerea în scenă a debutului său dramaturgic. Vreau să zic că Geo Cataristea... încă nu este consacrat. În teatru, să știți că nu contează dacă ești debutant sau consacrat. Nu. Orice piesă nouă întâmpină aceleași bariere. Stai că nu, e simplu, cum să vă explic? Teatrul trebuie apărat de autori. Autori în viață, vreau să zic. Adică numai cu morții te împaci perfect, doamne. Credeți-mă. De exemplu. E un principiu, un Caragiale, un Shakespeare, un Goldoni, un Chekhov, un Molière, ăștia, da, doamne, marfă garantată. Da. Cu repertoriul clasic mergi la sigur. Ești scutit de grijile reclame, de șocul noutății, de negocierea textului cu autorul, cu rudele, cu statul, ca să nu mai vorbesc de economii. Prospăturile înseamnă azi cheltuială, cheltuială, timp, tevatură, belele, nebunire. Montarea unei premiere a devenit un lux. Iată de ce la noi, politica promovată, e mai degrabă conservatoare, mă înțelegeți? Repertoriul rămânând aproape neschimbat cam de cel puțin 3 ani încoace. Ei, lăsați! Da, e, drept care... oferta sărmanului Geo n-a fost primită. Oricât m-am luptat eu, pentru că, vă jur, m-am luptat cu dinții pentru ea, cu directorul teatrului și cu reacționarii din minister, că acum cunoașteți, aveți noastră experiență. Eu unul sunt de altfel mai elastic de felul meu, știți? Mai elastic, mai săritor, nu știu dacă mă înțelegeți. Nu pot trăi numai cu conserve. Mai trebuie din când în când și mâncare gătită. Sigur, o tăcară! Evident. Fiindcă nici așa nu merge, domnule, cu același repertoriu la infinit. E drept că au mai fost aprobate aici
aici, colo, dar accidental. Și ceva noutăți, o formă de adaptări, prelucrări și remixuri după opere clasice. Ei, aduse puțin la zi, în pas cu moda. După Caragiale avem ceva, după Mușatescu, Papadat Bengescu, mă rog, și alții. Ah, spre exemplu, un e-mail pierdut. Aha, versiunea aceea cu Dandanache în rol de hacker. Exact, un e-mail pierdut. Teatru alternativ, domnilor. Ah, sau musicalul ăla, dacă concert live din muzică de Bach. Ah, sigur. Care a avut un succes nebun, ca de altfel și Titanic Rock. Iar din repertoriul universal am făcut un Brecht mai nou cu opera de 3 euro. Aha. Lovitura am dat. Ah, și 6 personaje în căutarea unui sponsor. Evident, după Pirandello, dacă da, cunoașteți. Da. Numai că e foarte pretențios zis noutăți. În realitate, în asemenea cazuri, s-a schimbat doar ambalajul, exteriorul, domnule, coaja, de simple actualizări, sigur, că nu s-a simple actualizări. Da, presupun că în aceste circumstanțe, sigur, dramaturgii astăzi sunt o specie pe cale de dispariție. Exact! Tocmai ce îi ziceam directorului nostru, pledând pentru piesa lui Geo, îi ziceam, domnule director... Păi nașterea unui dramaturg este comparabilă cu apariția unei noi comete, domnule. Un eveniment cosmic, da, da, ce ar trebui să cutremure întreaga omenire. Aiure, degeaba, nici n-a citit-o. Nu sfonduri, asta e. Deci piesa lui Cataristea, da, ar merita. Hai de mie, îmi pare rău, da, dar îmi cunosc meseria. Eu nu mă încurc cu veleitari și... Da. Adică ați mirosit ceva talent la el, nu? Uite, domnule, duhnește, ce mai încoace, nu? Geo este un scriitor născut. Scuzați-mă, da, dar cum se traduce scriitor născut? Adică un om programat să scrie. Ceva în genul asasinului născut, doctore. Da, sigur. Și totuși e abia la debut, nu? Deși nu mai e deloc tânăr. Aici nu pricep eu. Ce anume? Născut cu codul estetic în sânge, da? Și manifestat abia acum. Un autor fără, cum se spune, istorie, nu? De unde e istorie, domnule doctor? Dacă n-a fost jucat. Și nu e jucat dacă nu ai istorie. Dar atunci cum rămâne cu vocația estetică, maestre? Și ce ne face vocație? Nu estetica interesează teatrul, ci supraviețuirea, domnii mei. Teatrele au nevoie urgentă de sponsori, nu de dramaturgi, că altfel vor fi transformate în curând în cazinouri. Legile pieței nu iartă, domnii mei. Stați puțin. Dumneavoastră, ca bugetari, nu primiți nimic de la minister? Mai nou suntem gestionați de primărie, domnule profesor. Dar tot un drac, același cerc vicios. Șperțul pentru aprobarea unei subvenții te costă mai mult decât subvenția primită în schimb. Nu rentează, credeți-mă, nu. Da. Și Cataristea, după atâtea eșecuri repetate, cum și-a manifestat frustrarea? Dom'le, mai întâi a dispărut brusc câteva luni. Nu, dar asta nu m-a intrigat cine știe ce. El oricum este un personaj retras și mizantrop și din câte mi-am dat seama cu rare ieșiri în public. Se resemnase, adică... Nu, la început și eu am crezut la fel. Dar până într-o seară, când la un spectacol cu ultima potcoavă de Amalia Ipocrat, e bine, a venit la teatru și a făcut un circ, doamnele. Tocmai pe când se rostea replica, unde mi Cataristea din sală a început să necheze, domnule. Iar la scena ospățului domnesc a râgâit, mă scuzați, atât de tare încât au pufnit în râs până și actorii pe scenă. S-a tras cortina. Vă imaginați ce haos a urmat? Extraordinar! Deci da, domnul a boicotat reprezentația. Exact. Apoi, la pauză, a început să citească din programul de sală cu voce tare, mai muțărind elogiile criticilor. Făcea o capodopera care modifică fundamental iarhia în istoria literaturii din ultimii 60 de ani. Extra, și Geo, în gura mare, făcea fund a... mentală! Fund a mentală! Sau anticipările lui Găbiță Licurici, directorul editurii Homo Sapiens. Indiscutabil! Această operă de geniu își va găsi un eco uriaș în rândul spectatorilor, etc., etc. Și ăsta făcea uriaș, aș. Invidie scriitoricească sau răzbunare? Nu, domnilor, nu. El cu
teatrul se socotea. Nu cu autoarea piesei, nu cu... Am o întrebare. Da. Piesa respectivă, ce anume trata? N-ați văzut-o? Nu, nicio problemă. Ei bine, piesa, deopotrivă un monument estetic și un exercițiu de erudiție, ultima potcoavă, domnilor, oferă spectatorului o viziune istorică fără precedent, adică... bazată pe sincronie, exact, și caleidoscopie, reconstituind destinul frământat al unei potcoave de cal domnesc, surprinsă pe pereți, bineînțeles, în diverse epoci istorice. Adică o piesă cu subiect istoric. Doctore, merită să o vedeți. Iertați-mă, aș muri de plictiseală, domnule. Pentru mine istoria e ceva depășit. Nu, la noi nimeni nu se plictisește, doctore. Avem un bufet solid aprovizionat, cu pufulețe, semințe de dovleac, cremvuș cu muștar, de toate, să știți. Cine zice, faci ăsta, mai dai un telefon de pe celular, mai ieși în hol să sorbi o țigară, mai privești cum plouă afară, etc., etc., etc. Ce dacă este piesă istorică? Important este cine semnează afișul, domnule doctor. Că nu faci coadă la bilete pentru un Richard al III-lea, că mor după istoria Plantageneților, nu? Ci pentru că este Shakespeare. Da, spuneți dumneavoastră. Da, iertați-mă, alte incidente au mai fost? Vă referiți la Geo? Da. Ei bine, m-a sunat într-o noapte acasă ca să mă invite la o reprezentație stradală în premieră cu piesa lui refuzată. O improvizație cu amatori sau mai degrabă o adunătură de vagabonzi, de gunoiere, aurolaci, chestii astea, boschetari. Opa, zic, păi numai un artist dedicat ar fi în stare de asemenea inițiative trăznite. Bineînțeles, însă că nu m-am dus. Artist dedicat? Da. Vreți să spuneți maniac? Da, mă rog, e același lucru. Nu m-am dus, cum vă spuneam, și bine am făcut că nu m-am dus, domnilor. Că am auzit pe urmă că s-a lăsat cu tam-tam, cu tămbălău, spectacolul fusese întrerupt de poliție și întreaga trupă făcută pachet și dusă în culise. În frunte cu autorul, cu dragul Geo, da. E adevărat ce s-a scris în ziar? Că a încercat la interogatoriu să-l gâtie cu cravata pe un plutonier care îl făcuse derbedeu și aurolac? Inexact. Științific vorbind, a încercat să-l distribuie pe plutonier în rolul lui Andrei Bologa. Da. Pădurea spânzuraților, cum ar veni. Da. Și cum te-a scăpat totuși de pușcărie, domnule profesor? Ce să caute el acolo? Maniacii sunt de competența noastră! Da, corect. De competența noastră sunt! Maniacii sunt de competența noastră! E clar, sigur că sunt de competența... De competența noastră! Dumneavoastră, desigur. Mai grav este cu actorii. Actorii, da, categorie de psihotici care joacă teatru în roluri nescrise. Da. La ei prognosticul e mult mai sever. Pentru că merită! Pentru că merită! Domnule director, dar aveți și din ăștia aici? La... Secția actorie e arhiplină! Nu spuneți, domnule doctor, dar starea actuală a sărmanului nostru Geo, fără unelte de scris și fără hârtie, e blând ca un mielușel. Doriți să-l vizitați? Nu, au regret, dar am un briefing urgent cu șacalii din minister. Poate cu alt prilej, domnilor. Ia uite cum se mai învârtește ceasul, sunt deja în întârziere, îmi pare rău. Atunci, dacă nu aveți nimic împotrivă, să întrerupem aici. Nu vă supărați, da? Nu vrem să abuzăm de timpul dumneavoastră prețios. Da, pentru că sunt... Vă mulțumim foarte mult pentru solicitudinea cu care ați răspuns invitației noastre. Și vă mai așteptăm pe la noi. Sigur, mai discutăm, domnilor. Mi-a făcut plăcere. În ciuda împrejurărilor, am onoarea să vă salut cu respect. Iertați-mă că dacă mai... Soră! Da, domnul profesor, doctor, docent! Condul, te rog pe oaspete până la poartă. Da, domnul doctor, profesor, doctor, docent! Da, mulțumesc! Ai văzut? Pantaloni scurți, șlapi, ochelari de soare cu șnuroleț pe cap, un de la sombrero, iar la plecare făcea reverențe ca mușchetarii. Papagalul ăsta, de ce nu este în colivie? Domnule profesor, cu extravaganțele astea, păi e de mirare că portarul
L-a lăsat să intre în sanatoriu. Păi semne, l-o fi confundat cu vreunul din pacienții de aici. Și când te gândești câți ca el umblă liber pe străzi, ar trebui băgat în depanare tipul, nu crezi? Eu, domnule profesor, aș băga tot teatru. Păi numai teatru, toate artele, pupelea, toate artele, va chiar lumea întreagă, pe toți aș interna. Capitale! Capitale, sigur! Tot globul pământesc, blocat în renovare! Tot! Dar ia să vedem pe cine avem acum la telefon aici, 213,5 FM. Alo! Vă ascultăm! Alo, salut! Da, sunt, mă numesc Loreta Marlene Bianca Funtulea. Marlene! Da, salut, am 17 ani și vă sun din gară. Sunt în gară și vreau să vă spun că sunteți haioși, mă! Mulțumim! Mi-ar fi plăcut să stăm de vorbă mai mult ca să mă exprim așa, dar uite că pierd trenul! Bianca pierde trenul, fugi Bianca, aleargă, Atât, adio, ciao! Ciao, drum bun, Marlene Bianca Funtulea de 17 ani din Legliu! Cumpărăi copii. Grație serviciului de mesagerie pe care zi al domnului din rețeaua mașinării, noi parteneri în rețeaua de telefonie mobilă, apelând la numărul 883, capacitatea de scare este de 25.000 sau stiu. Mesajele putem fi păstrate două săptămâni. Noi refuzăm câinele său această șansă unică. Bucurie! 1, 2, sunt drept! Țineți palmele pe șolduri, cataristea! Pe șoldurile mele, domnișoară antrenoare! Mai sus! Detentă, cataristea! Hai, burta la gură! De unde? Că se abia în 3 luni de la internare! Lasă fleanca! Ultimul exercițiu, un tur de sală în fugă! Hai! Cu dumneata, aș fugi oriunde, numai în afara sanatorului să fie! Nu așa! Uite la mine, hai, genunchii la piept! Dar nu-i obscen! Gata, pentru azi am terminat. Hai un prosop acolo. Următoarea ședință de fiziokinetoterapie, marți, la aceeași oră. Ce păcat! Abia mă mai încălzisem și eu. Nu vii și dumneata să te relaxezi aici, pe saltea? E loc destul... Iar bași fițe, cataristea! De, bagă omul ce poate! Dar la atâta zbânguială, oare n-ar trebui totuși să facem și ceva ședințe de masaj? Pardon, domne, eu sunt fiziokinetoterapeut, nu masează. Sunt plătită să-ți mențin forma fizică, nu să te scarpin. Înțelegi diferența? Înțeleg indiferența. Genul dramatic nu e genul vitale. Și totuși noi doi, avem ceva în comun. Eu, Janin Maciulie, comun cu dumneata. Sigur! Avem amândoi același idol despre care am scris în grajdurile lui Augias. Dar ce e asta? Un reportaj din zootehnie? O tragedie mitologică. De fapt, este o parabolă despre gunoi pretextată de a cincea muncă a lui Hercule, care îl știi pe Hercule, nu? Ecco, mai încape vorbă, culturistul. Idolul nostru comun. Dar ce e aia pe care o călărești așa? Bicicletă medicală. Dar celălalt fermierul, tipul cu grajdurile? Augias. E un rege mitologic din Elis, vestit pentru cirezile lui de vite. Cam la vreo 3000 de capete. Conform legendei, grajdurile lui Augias nu mai fusese recurătate de peste 30 de ani. Iar tânărul atlet se angajase să rezolve el problema într-o singură zi. Procedeul ingenios a constat în devierea cursului râurilor Alfeu și Peneu, făcându-le să treacă drept prin staurele vitelor, astfel încât până seara apa a dus singură la vale întreg bălegar. Bravo lui! Înseamnă că avea și la cap ceva mușchi. Și care e clenciul? Absența lui Hercule din această lume, care va sfârși fatalmente înghițită de propriul gunoi.
Bogăția cirezilor în poveste nu e altceva decât paradoxul civilizației. Cu cât e mai avansată, cu atât mai mult gunoi produce. Bună oară! Acumularea galopantă a deșeurilor industriale și menajere. Unde să le duci? Pe luna? Unde? Așa că ele continuă să se mulțească odată cu noi, înghițindu-ne tot mai mult recoltele. Apa potabilă, aerul, totul. Suprapoluare de care numai vreo intervenție providențială n-ar mai putea scăpa, precum isprava semizeului din legendă. În concluzie, un manifest ecologist. Nu de ocrotirea mediului e vorba aici, ci de gunoiul spiritual. Domnișoară Janin, de ce este azi marele gunoier al lumii absent? Deoarece nimeni nu-l mai cheamă în ajutor să tragă apa ca odinioară. Aha. Eu fac o echivalare între soluția hidrologică a lui Hercule și potopul Noah, asumate ca unul și același eveniment purificator văzut din dublă perspectivă. Ai lucrat cumva la INMH, Cataristea? Parcă Arabal, dacă a scris la Birintul, înseamnă că lucrase la direcția penitenciară. Păi te obsedează apa atunci. Doar ca antidot al bunoiului, ca simbol al remediului providențial. Adică acumularea mizeriei umane, scăpată de sub orice control, e un semn că zeii ne-au părăsit, nu? Invers. Noi i-am părăsit pe ei. Hercule concediat a ajuns șomer. Și ce soluție propui în consecință? Hercule este de neînlocuit. Deci în absența lui, problema gunoiului de grajd rămâne insolubilă. O tragedie a pălăgarului mefoantic. Dacă e tragedie, atunci de ce râzi? Uite, nu reușesc să mi-l închipui pe Hercule făcând pe vidanjorul. Nimic nu e mai greu pe lume de cărat decât gunoiul, domnișoară terapeut. Da? Niciun halterofil nu e în stare să-mi ridice mie o piată de pe inimă. Degeaba are el mușchiuleț, cotlete, șoric, provizii pentru viermi, ajutoare umanitare, la fel ca toate ambalajele frumoase, în final, atleticul său trup se aruncă la gunoi. Ai, ești morbid, Cataristea, așa nu mai merge. E vremea să te pui pe picioare, să gândești pozitiv. Mens sana, in corpore sano. Ia, hai, repede, încă un tur de sal. Hai, un, da, doi, ah, un, doi, ah, un, doi. Hai. În realitate, Hercule fusese pus la munci de salahor, nu la proprie olimpice. Corpore sano este găselnița alora lipsiți de mens. Și unde nu-i mens, vai de picioare. La fel ca bicicleta asta fără roți pedalează ea, dar n-ajunge. Hai, nu face pe nebunul cu mine, Cataristea. Dacă nu-ți bagi mințile în cap și îmi faci greutăți, oprim terapia și te dau direct pe mâna profesorului Topogancia. Pro-dir-docul? O să te moaie ca pe un pișcot. Nu te supăra așa. N-ai vrea mai bine să ieșim la aer curat și să purtăm o discuție peripatetică? Doamne, nu fi patetic, Cataristea. O plimbare prin curtea sanatorului vreau. Da, îmi faci curte acum, ca să mă împaci. Domnișoară Janin, ca să te împac pe dumneata. Gata, cortina, Cataristea, gata circul. Ți-aș face și o piesă în două acte, fără menopauză. Ești singur sau chemi infirmieri? Nu, să mă păzească, Hercule. Atunci, nu? Continuarea în episodul viitor. Cataristea! Gata, bine, gata, plec, ceau, plec, pa. Sau unui sobor de preoți, o slujbă de sfințire a discoteci Magdalena, inaugurată azi la parterul locului XY47. Cu aceasta, de la microfonul Canal Divin, arhidiaconul Evgenie își a rămas bun de la voi și vă dă o nouă întâlnire săptămâna viitoare, la aceeași oră, urându-vă până atunci pace tuturor între Am să fac praf și pulbere. Buzoarele astea blestemate. Le-au atârnat în mentavant ca să nu pot ajunge la ele, bandite. Păpușe!
lua coadaia de mătură? Ia, hai, dă-o încoace numai decât. Așa. Degeaba, nu poți să la cer. Ține-te la el, alpinistul. Ia, hai jos, ușor. Nu te ajunge că era să-ți rup gâtul alaltă când te-au prins încercând să sar gardul sanatoriului? Te antrenez mai departe, păpușică. Ia, dă-te jos de acolo. Hai, ușor, ușor, ușor. Așa. Ce crezi că nu prea sensibil? Păi e sensibil, fiindcă ai ruginit acasă, păpușe. N-am rezistență. Da, așa e, n-ai. Un fofolit lângă aragaz acolo. Iarna, omul meu, ieșea prin curte gol pușcă și era sănătos tun. Nu vorbești ca o nevastă de ofițer. Era croitor, păpun. Au, mă, știu. Treci să-ți fac anxiolitul. Nu, te las. Numai dacă lași megafoanele mai încet. Bravo, ce părere ai. Faci șantaje cu mine? Ia, hai. Hai că mai am și alții la rând. Dacă nu megafoanele, atunci măcar să-mi aduci ceva de scris. Jos pantalonii, catariste. E geloasă pe gimnasta de la maimuțoterapie. Morcule, ce ești, că piatule, dramaturgule. Hai. Jos pantaloni, n-am văzut! Nu te apropia! Ce ți-aș mai vizi o siringă asta undeva? Nu te apropia că ne pocnesc cu perna asta! Deci merg, fulgi! Dai megafoanele mai încet sau nu? Spune! Îmi aduci de scris! Păpășică, iar al pandalii, păpășică, cer sanitarii să te lege de pat! Ca pe croitorul tău fustangiu! Auzi, o să-ți pară rău să știi. O să te mute la secția de agitați. O să-ți pară rău. Au și acolo megafoane? Au și televizoare. Hai să vezi acolo. Lasă că vezi. Televizoare. Nu te cred. Încerci doar să mă sperii. Cu 66 de canale, zi și noapte. Percule. Dar asta e crimă cu premeditare. Ați complotat cu cei de afară să ne asasinați. Ne transformați în gunoaie ca pe urmă să ne măturați. Bandiți, dacă e așa, atunci totul e în zadar. Hai, înfigeți o treabă arbitră. Adfeceți. Dracu dramaturgi! Așa îmi trebuie dacă te-am lăsat până acum să te dai în spectacol. Ți s-a urât de prea mult bine, păpușică! Asta e, nu! Lați că schimb eu canal! Gata! Gata cu comediile! Îndrăznești cumva să mă mai chem? Nu! Să nu mă auzi soneria, să înțeles! Muzica bună spală mai bine, iuhu! Pe tânărul poet de Sanchis, Guță Mânăbor, care a debutat anul acesta pe internet cu volumul de versuri Iubito polimerizează în izoprenul. Maestre, poet din aceeași generație cu mine, nominalizat la premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor. Fără alcool, fără alcool, nicio fiolă, nu te dă de gol. Autor al unui consolid. Și câștigi o excursie cu vizitarea circuit a celor mai frumoase editori din țară. Editorul Marului Premiu va primi primile de asistat la o execuție. Atașată, ca și tu. Criminal sadic, fără rock'n'roll, gustul senzațiilor tari. Desigur că asemenea opere manifest au găsit și numeroși detractori care să se mulțumesc să denunțe aspecturile pornografice sau anticnaționale. Acest reducționism mi se pare nedrept. Muzica bună, spală mai bine! Sora! Sora! Ce mă fac eu cu tine? Ești incorrigibil.
Nu vrei deloc să cooperezi. E, vezi, uite, sora s-a plâns la raportul de gardă. Ești tot mai recalcitrant, că nu mai ai niciun dram de respect. Ba da, am respect pentru gunoiei. Măi, Geo, mă. Da? De ce ai vrut să fugi sâmbătă, noaptea, din sanatoriu? Cât timp va mai trebui să mucegăiesc aici, doctore? Uite, am și uitat cum se ține stilou în mână. Geo, la închisoare, măcar, aș fi avut dreptul să scriu. Dragul meu, e prematur să dăm răspuns acestei întrebări. În orice caz, deocamdată, tu nu ești încă pregătit pentru șocul civilizației de afară. Cum ți-ar fi chiar fatal. Vezi, nu ai scăpat încă de obsesia gunoiului. De cum să scap? Păi eu n-am fost scos din burtă de femeie, ci dintr-un tomberon. Geo, știu că doare. Din fericire, sindromele astea obsesivo-fobice sunt vindecabile. Da, uite, am avut o pacientă care suferea de arachnofobie din pricină că în copilărie fusese mușcată de un păianjen. Acasă se baricada astupându-și cu chit, sita de aerisire, chiuvetele, gaura cheii, băga aspiratorul de 5-6 ori pe zi. Într-un cuvânt, trăia sub asediu, ca și tine. Mi-a luat 9 luni să o vindec de oroarea ei. Mai întâi cu pliante, insectare, lecții de entomologie, vizite la Muzeul de Științe Naturale. Apoi cu exemplare vii, până când într-o bună zi s-a lăsat convinsă să doarmă cu unul în salon. Cum paianjen? Da, sigur că da. Nimic nu este imposibil, dragul meu. E doar o chestiune de timp și exercițiu. Știu. Da, sigur, tu te vei putea obișnui cu gunoiul treptat în doze homeopatice. Sfârșind prin a-l accepta ca pe ceva firesc, așa cum îl acceptă orice om normal. Oare nu este obișnuința a doua natură? Doctore, teatru o să mai pot scrie vreodată după vindecare. Dacă tu ții morți să te întorci aici și să o iei de la cap, n-ai decât, dar nici păcat de tot efortul. Ar însemna să nu fi învățat nimic din lecția pe care ai primit-o. Măi, băiatule, toate necazurile tale de până acum numai de la teatru ți s-au tras. Păi de dragul lui ai renunțat la o viață normală, la odihnă, la distracție. Da, așa... Mă, băiatule, nu tu internet, nu tu televizor, nu radio, nu ziare, nu corespondență. Nu! Un mediu ideal, adică pentru cultivarea obsesiilor morbide, a fantasmelor și spaimei de gunoi. Da. Păi alminte n-ai fi ajuns niciodată să faci o dramă din problema gunoiului. Scrisul este terenul cel mai fertil pentru dezvoltarea bacilelor gândirii. Da. Tu înțelegi? Dacă nu erai dramaturg, crezi că l-ai mai fi strâns de gât pe boul ăla care te-a insultat în loc să facă drepți în fața ta? Acum, cea care te revoltă cu aceeași lipsă de respect e sora. Dar drama gunoiului nu e o ficțiune literară. Geo, însuși gunoiul e o ficțiune. Ia-ți tu. Care e definiția din dicționar? Uite, deșeuri murdare, ori nefolositoare care se aruncă, etc., etc. Adică avem ceva de domeniul trecutului, un arhaism. Astăzi, practic nimic nu se mai aruncă, mă, totul se valorifică. Ambalajele sunt reciclabile, bolegarul e convertit în biogaz, sticlele goale se recuperează și sunt reumplute, iar sărăcimea din periferii locuiește în bidonviluri. Nu mai trăim, mă, ca pe vremea lui Hercule al tău, să aruncăm pe apa sâmbătei bunătate de gunoi cu valoare economică. Da. Astăzi există un circuit al gunoiului natură analog cu cel al apei. Da. Recunoaște-l cinstit. Ție nu-ți plac mezelurile? Cum să nu? Tot din gunoaie sunt făcute. Da? Geocataristea, tu însuți ești o dovadă vie că ceea ce zace azi prin tomberoane nu mai corespunde noțiunii clasice de gunoi. Iată de ce ziceam că trebuie să te socializezi, să înveți limbajul actual și mai ales
valorile prezentului. Valorile prezentului. Așa, dragul meu, drept care, începând de mâine, îți voi adăuga la tratament niște lecturi de 3 ori pe zi. Cum? Dimineața, la prânz și seara, selecționate din operele fundamentale ale actualității. Adevărat? Chiar o să-mi dați cărți? Chiar și reviste. Și reviste. Dacă le vei tolera bine, vom mări treptat, conform schemei de biblioterapie. Să vă dea Hercule condiție fizică, domnul doctor. Înseamnă că scap de radioterapie în sfârșit. Depinde de progresele pe care le vei arăta. Deocamdată, însă, mai ai încă ceva de lucru cu spălarea gândirii de amintiri, de indignare, de frustrări? Decizia o vom lua săptămâna viitoare, în urma examinării tale, de către o comisie medicală condusă de profesorul Tobogancia. Profesor Docu. Exact. Și nu cred că mai e nevoie să spun că e în interesul tău să te pregătești serios pentru acest test. Veți face parte din comisie și dumneavoastră? Asta nu înseamnă că te voi putea favoriza. Așa că pune-te cu burta pe carte până atunci. Și dacă aș trece testul? Gata cu radioterapia. Vei trece într-o etapă nouă, avansată. Și atunci o să primesc și eu uneori duminica bilet de voie ca și ceilalți bolnavi? Mai e mult până acolo, wow, dragul meu. Păi nu stai, dragul meu. Învoirile nu se aprobă decât celor ce prezintă suficiente garanții. Pacienți cu rating, veterani ai sanatorului, nu suzete. Păi cine să garanteze pentru un începător anonim ca tine? Președintele asociației de locatari? Mecanicul liftului de bloc? Familie nu ai. Ai crescut într-un orfelinat. Păi de mirare chiar că ai totuși un nume. Apropo, cine ți l-o fi dat? Primarul, și că așa e legea în cazurile de copii abandonați. Adică primarul inventează el un nume după cum îl taie capul. Un nume oarecare, da. Așa cum ar boteza o stradă, o piață, o plajă. Dar asta nu pare a fi un nume oarecare, mă. Sună, nu știu cum, futbolistic, așa. În orice caz, nu ți se potrivește ție un artist. De ce nu ții și tu mai bine un pseudonim ca toată lumea? Cu așa ceva nu poți spera să ai succes. Și de ce nu? Dar Cioara, Cornei, Rădăcina. Rădăcina? Ce e Rădăcina? Racine, Cârnu, Camus, franțuzul. Dacă îi zice unei cucoane, varza mea. Varza mea. Păi amor în toată regula, Dumnezeu. Varza mea. Dar de ce tocmai varză? Pe semne, deoarece ea îi zice lui, iepurașule. Of, Geo, și n-ai încercat niciodată să-ți găsești părinții? Sunt morți de mult. Dar de unde știi că sunt morți dacă nu-i cunoști? Trebuie să fi trăit pe vremea regilor Ahad și Manase. Numai atunci își aruncau copiii la ghienă, scoteau gunoiul din cetate și l-ardeau în Valea Hinnom, care în aramaică se zice Gehinnom. De acolo vine așadar ghienă, cel mai sinistru loc de pe pământ. Să-și arunce la gunoi proprii copii. Pah, ce monstruozitate! De ce? Taxa de protecție datorată lui Moloch. Adică sacrificiul pentru zeii lor. Strămoșul impozitelor actuale. Na, na, na. Triste vremuri. Din potrivă, fericite. Ce altă bucurie mai înaltă decât să te știi cu toate impozitele și facturile achitate la zi? Liga Tinerilor Aurora și stimă întreaga adesiune față de inițiativa studenților și polițiilor din cadrul asociației de românii de a cinere legislativului liberalizarea consumului de marihuana, urmând modelul olandez, ca și față de mitingul anunțat pentru 20 octombrie. Tineri poeți, inspirați marihuana și vreți să petreci și vă stăm la dispoziție cu întregul inventar de pungi, pășiși și răsutat.
ajutoare, contate, sprijinul și pentru experiența noastră. Vino la Carioca, lângă piața Spaniei. Ești deprimat din te discoteca până dimineață, terasă, parcare la discreție, care au limuzina și vinul la Satisfaction. Voi sunteți stăpânii. Să descoperi gustul adevăratei Marosani e de ambianță exotică. Aniversări, Bairam, noi scoteți orice ocazie. Super. Sortimente culinare din specii. Vino la Carioca. Șampanie, domnule, Loc 45, cel mai bun prieten al omului. Alungă splitisul, pornește motorul și... fă-te-n coa! Ei, acum să te văd, păpușe. Azi e ziua cea mare. Te-ai pregătit ceva pentru examen? Sau ești bâtă? Vreau mai bine să văd și eu spectacol, dar nu se poate. Tu să poate ce să fac. Iar fără mine o să fii ca mielul singur printre lupi. Dar auzi, stai, ce, să n-ai emoții. Să n-ai emoții, că eu am să stau pe aproape. Am să trag cu urechea de după ușe. Așa o să-ți vin mai ușor, știind că mama e cu tine, păpușică. Vezi, când intră comisia în sală de consiliu, să te ridici în picioare. Da, da. Să nu te ia gura pe dinainte. Nu, nu. Vorbești, nu mai gândești întrebat. Da, da. Altfel, domn profesor, o să te prâlească la notă. Da, da. Și dacă vrei să scapi de radioterapie, da, da, îți trebuie măcar un minus 6. Nu că la universitatea particulară unde s-a intrat cu nota 1. Aici ești la nivel de 5 stele, păpușe. Sanatoriu cu pretenții. Așa că vezi să nu cumva să mă faci de râs. Hai, hai, au sosit deja. Bine, bine că am apucat să torn cafelele și apa minerală. Ai reținut ce te-am învățat? Ai reținut tot? Așa, mâncate ar mama de pe păpușe. Sanitarii, sanitarii! Vă rog, mutați ventilatorul ăla mai încoace. Da. Toată lumea prezentă? Da. Da. Să începem atunci. Cum stăm, cataliste? Avem emoții? Avem emoții? Cum stăm? Multe, multe, domnule profesor. Cât de multe? 20, 30? Da, am învățat din toată bibliografia. Asta vom vedea imediat. Mai întâi ne vei răspunde la câteva întrebări de ordin personal. Poftim, doctore Pubelea. Te rog. Vă mulțumesc, domnule profesor. Testul de față are 3 părți. Întrebări cu caracter personal, întrebări de cultură generală și o probă de memorie. Ne răspund scurt, punctual, fără literatură, ne-am înțeles? Fără literatură? Da, așa. Mai întâi, cine ești tu? Păpușa. Cine e mama ta? Sora sorii. Știi unde te afli acum? Aici? Acasă. Dar de ce te afli aici? Știi? Deoarece sunt bolnav. Și de ce boală suferi tu? Sufer de dramaturgie. Dar eu cine sunt? Dumneavoastră sunteți domnul doctor Pupelea. Dar pe dumneai din stânga noastră o cunoști cine e? Cum să nu este? Nu, mi-e rușine să spun. Atunci, spune-o pe franțuzește. Foarte bună, domn profesor. Zică, hai, hai, catarista, lasă pudibonderia. Știi sau nu? Știu. Dânsa este varza mea. Bine, dragul meu, până aici s-a consemnat tot un dosar. E în ordine. E, acum o să vedem cum te lauzi la testul de cultură generală. Unui profesor? Catalista, de ce s-a scufundat Titanicul?
ca să se încaseze asigurarea că era compania în pericol de faliment. Cum a strigat Arhimede în baie? Bingo! Cine a pictat tabloul lui Mendeleev? Cred că ăsta este un autoportret, ca să zic așa. Ce înseamnă inițialele formației AC/DC? Anticrist, Moarte Cristului. Care oraș american a fost declarat în Congres un salaș al beției și desfrâului? Hollywood! Hollywood! Holy Hollywood! De ce filmul Intoleranță al marelui Griffith a fost un dezastru financiar? Deoarece arăta prea puțin sex. Ce este un lapsus? Știam. Am uitat. Care e profesia cea mai frecventă la noi? Bodyguard. Gorilă. Cât este premiul Academiei? Știam. Cam un dolar. Care poet contemporan a scris faimosul vers "Îți bag p***ul meu lung și negru în gură, România"? Cred că... Un june debutant elogiat de un mare critic și istoric literar. Propus la premiul Uniunii Scriitorilor. Mă dau bătut. Tocmai dumneata, de la care avem pretenții, un literat? Astea sunt întrebări elementare, Cataristean. Știu, domnule. Bun, hai să încercăm și din dramaturgie. Care piesă îi demască pe evangheliști ca pe niște detracați și bețivi ordinari? Păi chiar evangheliștii? Da. Da, poftim? A, nu cu mine vorbeați. Domnișoară terapeut, aveți întrebări suplimentare din domeniul dumneavoastră, al educației... Vizite. Fizice, educație fizice. Numai un scurt chestionar de control, domnule profesor. Da, vă rog. Care este țelul suprem al sportului? Banii! Unde s-a desfășurat campionatul mondial de țipete? Undeva în Carolina de Nord. Gata, știu, la Spavis Corner. Ce înseamnă orgasm cu țipete? Un cocktail din lichior irlandez, parcă. Pentru care fază jucată de Bălașa s-a cerut sancționarea arbitrului? Un penalti la Pitești a invalidat golul. Da, n-a decis repetarea loviturii. Cred că este suficient, nu? Ce vă zic? Să mai avem? Mai avem întrebări? Nu, cu mine. Acum, Cataristea. Vă rog, domnule profesor. Pentru testul de memorie, apropie-te și trage de aici, din grămăjoara asta de pe masă, un bilet oarecare. Fiecare bilet are 3 întrebări. Poți răspunde la ele în orice ordine dorești. Un singur bilet? Da, păi ce? Suntem tonetă cu lozuri? Să ne cumperi tot borcanul? Hai, mai cu curaj. Toate sunt câștigătoare. Așa. Cataristă, nu te grăbi. Ai timp suficient. Citește-le mai întâi cu atenție și concentrează-te cât poți de mult. E? Cum sună subiectele? Că murim de curiozitate, nu? Reproduceți din memorie un fragment din volumul 40238 Tescan. Subiectul numărul 2. Programul canalului Telehombre de azi. Subiectul numărul 3. Recitați Vara la mare. Floare la ureche. Să auzim. Păi, la primul punct. Așa. Din volumul 40238 Tescan. Știu, doar versuri așa, cam pesărite. Fie și pesărite, dar ai grijă unde sar să nu cazi cumva în golurile dintre cuvinte. Beau bere când, lăi, hăi, am vomitat în groze vești la petreceri murdare, am umplut closete întregi cu lăi, hăi, îndreptându-și limba înspre tine, ți intră între picioare, lăi, hăi, scrobită și la revedere. Bine, autorul. Știi cine este? Autor, de fapt e vorba de mai mulți coautori. Cărtărescu, Iaru, Mitkevici, Ștefănescu, Ianuș. Dar semnificația titlului ne-o poți explica? Cabala acestui misterios număr 4, 0, 2, 3, 8. Era indicativ unui compresor ruginit, abandonat într-o curte la Tescan, unde coautorii se... Perfect. Treci la subiectul al doilea. Deci, programul Telehombre.
Păi, începe la orele 16 cu telejurnalul, după care la orele 16 și 15 film serial, Frământările Carmelite. Apoi... Stop, al câtelea episod, al câtelea... Episodul 2002-94. Așa, mai departe. La ora 7.05, Cocolina, episodul 1094. La 7.50, Așteptându-l pe Miguel, episodul 8.12. Apoi la 18.35, Dragoste la Punta Brava... Ia, sigur, ia, mai gândește-te. M-am încurcat, era femeia visurilor mele. Episodul 515. Așa mai merge. Urmează la 910, da. Sărmana Melissa, da. Cu episodul 437. După care la 20.10, femeile din familia Ramirez, da. Mai departe este ediția de seară a telejurnalului. După care la 21.15, cea mai pățită Alexandra, episodul 770. Testul! Ultimul subiect? Da. Da. Vara la mare. Vara la mare. S-o recit numai sau... Trebuie cântată și melodia. Ei, bravo, spui ce te crezi, Adrian, copilul minune? Textul și atât. Da. Zi. Vrei, nu vrei? Am femei de femei, merțane de merțane, da, merg vara la mare, milioane de dolari, intră în cazinouri tari, sunt bazat și am valoare, lumea vrea să mă doboare. Opa, hopa, că ai luat-o razna, ai sărit între timp la ultima strofă, dă banda înapoi. Da, milioane de dolari, așa, așa. În cazinouri tari, numai de la, da. De la barosani, da. Cei care dispun, da, zi, de bani. Ce, ți s-a blocat contorul? Spune, lasă, poți trece direct la strofa treia, zi, mai departe, zi. Spune mai departe, spune. Hai. Adevărat! De fraieri! Sunt respectat! Și de prietenii mei! Am valoare pentru ei! Pentru tine sunt ce vrei! Am bani! Multe femei! Fac din ele! Fac! Ce vreau! Eu pe altul nu mă dau! Iau Bărăstanu! Și-mi iau de barai! Iau Bărăstanu! Foarte bine! Da! Hai, departe! Da! Trebuie să nu uitați! Să fie sponsorizat! Să ai bani! Distrebi! Bravo, Cataristea. Constat că ai făcut progrese substanțiale în ultima perioadă. Ești pe drumul cel bun. Cred că și ceilalți membri ai comisiei de examinare vor fi de acord cu mine că pacientul nostru merită o notație generoasă pentru prestația de astăzi. Da, din punctul ăsta de vedere este perfectă. Doctore Pubela. Da, domnule profesor. Față de aceste rezultate, apreciez că se poate asista de acum radioterapia, da. Și putem să trecem la etapa următoare a schemei de tratament. Si, mulțumesc, domnule. Pacientul va continua, totuși, ședințele de fiziokinetoterapie cu Duduia Janin Măciulie. Da. Perfect. Cât despre restul... Despre restul vom sta de vorbă mai târziu, nu? Atunci să ridicăm ancora. Succes. Bună dimineața, Geo! Dragul meu, uite, ți-am adus un tank de cărți proaspete și de reviste. Mă, ce-ai pățit? Credeam că nu te mai trezești. Dorm de ieri după amiază în continuu. Așa mult am dormit, doctore. Ca un urs coala. Ca aia care mănâncă frunze de eucalipt. Întocmai, dragul meu. Dar frunzele sunt extrem de toxice, de unde și nevoia continuă de somn. Alminter n-ar putea supraviețui unei asemenea cantități de otravă. Ce paradox. Da. Să-ți irosești viața dormind și să mănânci otravă. Ia spune-mi, simți cumva un tremurat? Se rog la stomac? Descrie-te nițel pe dinăuntru. Nu știu, mă simt ca după o beție. Am avut un vis lung. Lung.
tare ciudat. Iau. Se făcea că eram la teatru și că jucam rolul unui nebun. Serios? Da. Dar ce piesă se juca acolo? Hai, Joe, povestește. Una cu un nume curios, așa, exotic. Și mă orbeau cu niște reflectoare ca lămpile de deasupra mesei de operație. Uite, 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 uite. Mi-au rănit și ochii. Da. Închide-i. Bine. Și strânge-i cu putere ploapă. Așa. Stoarce-i de lumină. Ce semn să fi fost visul ăsta, doctore? Depinde. Cum zici că se chema piesa? Nu știu. Un nume necunoscut, cred că străinez. Augias și... Și nu mai știu cum. Adică un titlu de care nu mai auzisești niciodată înainte? Niciodată. Și autorul piesei, cine era? Habar n-am. Nu știi cine era autorul? Ce o, fă un efort, poate totuși îți amintești. N-am ce. Hei? Atunci visul ăsta este un semn bun, un simptom clar de însănătoșire. Ascultă-mă pe mine. Se va aude Hercule cel de sus. Ai toate motivele să fii optimist. Ești pe cale să încep o viață nouă. Hai, fruntea sus! Nici nu știți cât de fericit m-ați făcut, doctore Pubela. Aș vrea să vă sărut mâna. Mâna? Da, lasă, lasă, mai dragă, nu-i nevoie. Hai mai bine îmi povestește-mi despre piesă. Erau și spectatori acolo, în vis? Oho. Era teatrul plin și se făcea ca la sfârșit m-aplaudau. În țara asta toți nimenea se cred cineva. Și așa fericit eram încât m-am trezit. Nu poți ajunge la cer urcând pe un munte de gunoi. Atunci am plâns. Oh, ce păcat că m-am trezit. Vai, vouă care râdeți, căci veți plânge. Mare păcat să mai fi auzit încă puțin aplauzele. Doar încă puțin să le mai fi auzit aplauzele. Doar încă puțin să le mai fi auzit Ați ascultat Grajdurile lui Augias, scenariu radiofonic de Emil Lungeanu. Personajele: dramaturgul Geo Cataristea, Dan Condurache, doctorul de minți Pubelea, Mihai Dinvale, profesorul Tobogancea, Florin Anton, terapeuta Janine Măciulie, Carmen Tănase, secretarul literar Scupidi, Petre Lupu, sora Sori, Julieta Strâmbeanu, prezentatori la Radio Amedeo FM, Anne-Marie Ziegler, Orodel Olaru, Bogdan Caragea și Mircea Dascaliuc, redactor Domnica Țundrea, asistența tehnică Radu Verdeș și Dana Lupu, regia de studio Violeta Berbiuc, regia muzicală George Marcu, regia tehnică Vasile Manta, regia artistică Mihai Lungeanu.